Bună ziua tuturor! Deci accesul este din site. Da, site-ul de pe pagina principală. Intrăm pe aplicație. Aplicația este programarea online, acolo unde e slide-ul. Ne dă posibilitatea să alegem ziua, să alegem intervalul orar. De exemplu, vrem să facem o programare pe mâine la ora 9. Avem câteva câmpuri obligatorii și urmează să facem programarea. Ce mai tare? Mai tare, vă rog. Da. Ce mai tare? Vă traduc eu. Deci acolo câmpul obligatoriu primul este numele și prenumele. După aia CNP-ul persoanei. După aia o adresă de e-mail. Și aceasta este obligatorie, nu? Pentru ca să poată primi răspunsul. Da, să fie validă, da? Da. Și următorul câmp este eliberarea, motivul pentru care solicită eliberarea. Și sunt mai multe tipuri de cauze, de motive, da? Expirare la 14 ani, la pierdere, furt, distrugere, schimbarea domiciliului, pe bază de procură, când persoana fizică nu posedă toate documentele, adică o carte provizorie, după împlinirea vârstei de 18 ani și reședință. Da. În funcție de motivul avut, să spunem că dorim o carte de identitate la schimbarea domiciliului. Așa, intrăm și punem un cod de securitate. Să explicăm un pic. Codul de securitate este acea scriere care apare în stânga. Caracterele de acolo. Da. Trebuie scrisă exact cu literele acolo mari, mici, sau mici, nu contează. Nu. Dacă e cu literă mare, trebuie cu literă mare. Cu literă mare, da? Deci exact simbolurile de acolo trebuie rescrise ca și un indicator de securitate. Exact. După aia acceptăm termenii și faptul că suntem de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legea 677 și dăm finalizare. După finalizare o să avem o fereastră care arată așa, se poate printa cu numărul de ordine. A, omul și-o și poate scoate eventual când vine aici să o aibă ca o... Da. Pe lângă, un act probă. Da. Pe lângă faptul că se afișează această fereastră, după ce a finalizat programarea, se intră pe mail, să facem o probă. Pe mailul persoanei care a solicitat. Mailul care l-a scris ea. Cred că e bine să fie totul foarte clar. Da. A, și răspunsul e și venit? Da, este trimis mail-ul. Aplicația trimite automat un mail care cuprinde următoarele. Deci ați făcut rezervarea pentru ghișeul 1, numărul de ordine 5, eliberarea actului de identitate la pentru motivul schimbarea domiciliului. Pentru miercuri, ora 9, 9 și 10, actele se prezintă în original și copie Xerox, documentele necesare pentru întocmirea dosarului sunt precizate în fișierul atașat. Și vine acest mail împreună cu atașamentul. Fișierul, și are toate documentele. Toate documentele super. Necesare pentru întocmirea dosarului. În fiecare zi dimineața, aplicația trimite în mod automat un tabel cu toate programările din ziua respectivă. Și vine aici, generează ca să știți. Și noi avem programările și în funcție de programări, vine omul ca să programarea nu este transmisibilă. Este... personal. Am două întrebări. Unu. Dacă pentru ziua și ora respectivă pe care și le dorește omul, când vrea el să vină, este deja programată o altă persoană? E blocat.
E blocat. E automat apare că e blocat, da. Și îi apare să își aleagă o altă oportunitate, da? Da, da. Noi, de exemplu, am făcut acum programare pentru 9 și 9 și 10. Aplicația a blocat intervalul, da. A, bulina roșie e blocat, câmpul verde, da, e liber. Este liber. Am înțeles. Deci îl vede deodată când începe să, să se programeze, dacă unde are disponibilitate și unde este ocupat. Bun. Și a doua întrebare. Dacă el s-a programat, i-a apărut câmpul verde, i-a generat programarea, știe tot cu ce trebuie să vină, vine aici și este o altă persoană care a venit, pentru că noi nu putem să luăm numai ce s-a programat aici. Vine o persoană care nu s-a programat prin sistemul online și este venit aici. Păi dacă nu s-a programat sistemul online, avem alt ghișeu. Da, e alt ghișeu pentru a opera ceea ce este fizic aici. Iar ceea ce este se programează online, este un ghișeu rezervat pentru acest lucru. Acest ghișeu este numai pentru programare. Am înțeles. Acum. Ghișeul din față este pentru toți cetățenii care nu au programare. Da. Se dau numele de ordine. Dacă dumneavoastră, cei care aveți și experiența și competența în acest domeniu de a funcționa, aveți vreo întrebare sau... Nu, întrebări nu sunt, sunt două felicitări. Două felicitări pentru conducerea direcției locale și pentru conducerea primăriei, pentru sprijinul și suportul pe care dumneavoastră îl oferiți tot timpul. Și se spune că dacă vrei să identifici și să elimini punctele slabe dintr-un domeniu de activitate, informatizează ceea ce se întâmplă. Felicitări! Mulțumim frumos! Mulțumim! Dacă... Romanul a devenit încă o dată un punct de interes pentru toate celelalte servicii locale, că trebuie să spunem că sunteți printre puținele servicii din țară care beneficiază un alt de sistem de programare online. Deci sunteți de urmat și pentru ceilalți din județ. Să sperăm că vor găsi disponibilitatea și, în primul rând, fondurile financiare necesare pentru implementarea unui astfel de proiect. Încă o dată felicitări și vreau să remarc că în puțini ani s-au făcut pași repezi și mulți pentru deservirea cetățeanului la un standard cât mai ridicat. Felicitări încă o dată! Mulțumim frumos! Timișoara și dumneavoastră sunteți al treilea la nivel național. Poate mai mult felicitări și bravo dumneavoastră că ați reușit să fiți în top. Mulțumim frumos! Eu vreau să mulțumesc pentru sprijin și domnului Ignatovici, și doamnei Bejenaru și domnului Gherasim, oameni care au fost mereu aproape de noi, chiar și atunci când am trecut prin momente grele, când avem acel aflux de populație, mai ales în perioada de vară, când cei care trăiesc, lucrează sau își duc viața în alte părți ale lumii, vin pentru a schimba actele de identitate. Și am căutat de la etapă la etapă, am început cu un sistem, să spunem, nu mai rudimentar, ne-am scos atunci din situația în care eram, cu generarea acelor bonuri mecanici, sistem mecanic, dar iată că am putut implementa un sistem informatic. Acest sistem informatic n-a generat costuri foarte mari, prețul este 4.800 de lei plus TVA a acestui soft, are un preț de mentenanță de 200 de lei pe lună, ca tot vorbim de transparență și a spune exact despre ce e vorba, dar cred că aceste costuri sunt infime legat de serviciile pe care le aducem către populație, către romașcani, dar și cei din zonele care se află în raza de competența municipiului Roman. Ba mai mult, iată că se pot face programări și pentru cei care se află în alte zone sau în străinătate. Ei se pot programa și știu că pe data când vor veni sau la ora când vor putea să fie prezenți aici, pot să-și rezolve problemele cu actele de identitate. Dar să știți că acest serviciu are o activitate destul de, să spunem noi, pretențioasă, în sensul în care vorbim despre date de identitate ale persoanei pe care trebuie să le protejăm, în sensul în care este un sistem, dacă vreți, securizat, în care trebuie să lucrăm cu foarte mare atenție pentru a nu aduce prejudicii de imagine sau a da anumite informații despre persoane, ceea ce este interzis, dar în același timp, în acest sistem care asigură și securitate prin funcționarea lui,
credem că venim cu servicii bune pentru populație. Mai mult, vreau să vă informez că de curând, în acest spațiu, atât în direcția Poliției Locale, cât și direcția de evidență informatizată a persoanei, suntem pe un sistem de transfer de date și de comunicație al STS-ului, ceea ce iar asigură un transfer de date securizat. În acest moment putem să spunem, așa cum au spus și colaboratorii noștri de la județ, că avem un sistem bine pus la punct, un sistem securizat, un sistem operațional, informatizat, care asigură un acces rapid, comod, pentru romașcani, pentru cei din jurul municipiului Roman, care depind de acest serviciu pentru eliberarea actelor de identitate, iar alături și de eliberarea de pașapoarte, de preluarea datelor aici, cred că avem un serviciu complet, un serviciu care deservește o populație însemnată numeric din această parte a județului Neamț. Încă o dată vreau să mulțumesc pentru colaborare, pentru sprijin și întotdeauna am găsit înțelegere și soluționarea unor inadvertențe sau unor disfuncționalități împreună cu domnul Ignatovic, cu doamna Bejenaru, cu domnul Gherasim, astfel încât lucrurile să funcționeze foarte bine. Vă mulțumesc foarte frumos și sperăm ca în continuare, de la etapă la etapă, să creștem și aceste lucruri să ducă într-o deservire cât mai bună, cât mai profesionistă a populației din această parte a județului Neamț. Pe site, afișat și la vizier, poate fi consultat. Numere de ordine sunt în partea cealaltă, la ghișeu. Da. Pentru cei care vin și nu-s programați online, merg pe celălalt sistem, în paralel. Căutăm să asigurăm încă un mod de a funcționa, nu să-l restrângem pe celălalt, ci să-l dăm completitudine și o mai bună funcționare. Vă mulțumim!